Bun găsit, dragi prieteni! Iată că Tradiție și Sănătate TV vă propune din nou o întâlnire de suflet aici la Viana de data asta, la Ambasada Republicii Moldova. Avem ca oaspete o personalitate a vieții politice și nu numai culturale, domnul ambasador Victor Osipov. Vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră. Sigur că mulțumim și familiei Guman care a prilejuit această întâlnire. Este o onoare pentru noi. Vă mărturisesc că eu, ca interpret de muzică populară, și iau primul interviu unui ambasador și sunt foarte emoționat pentru că în tinerețea mea mi-am dorit și eu să devin ambasador, dar n-am reușit. Mi-a plăcut foarte mult să studiez și să fiu diplomat. Până la urmă, cred că mai întâi vreau să vă salut în biroul ambasadorului Republicii Moldova la Viena. Eu am acceptat invitația dumneavoastră care se întâmplă la mine în birou. Întâlnirea noastră și îmi face o foarte mare plăcere. Cred că o să fie de bun augur, pentru că am mână ușoară. Deci dacă, cum zic eu, cumpăr ceva la piață, se vinde marfa repede după aia. Bine că dacă ziceți că sunt primul ambasador care s-a emoționat și m-a surprins în mod plăcut modul în care dumneavoastră ne-ați abordat, ne-ați primit, cu, sigur, o ospitalitate poate puțin reținută, dar pentru a putea filtra prin personalitatea noastră, ce oameni vor fărăștea, ce televiziune fie asta, ce vor de la mine, dar suntem siguri că vom ajunge la sufletele celor care ne urmăresc. Întâi de toate, ați fost recomandați de familia Guman, pe care ați menționat adineaur și pe care eu îi respect foarte mult. Din momentul în care doamna Daniela Guman și domnul Constantin mi-a spus despre această televiziune, eu m-am bucurat că există un asemenea canal TV cu un asemenea profil și am acceptat fără nicio rezervă. A fost minunat. Vă spunem că de câteva zile suntem la Salzburg. Am reușit să luăm legătura cu românii de succes, deci care s-au adaptat aici în Austria și au avut realizări profesionale, sigur că despre asta vorbim, deosebite. Ba mai mult, ieri a fost și un spectacol acolo la Biserica Ortodoxă din Salzburg, unde m-am simțit foarte bine cu românii de acolo. Și iată, astăzi am proces aici la Viena cu multe emoții, pentru că doamna Daniela ne-a spus, aveți grijă, ora 11, domnul ambasador are multe probleme, trebuie să plece la Bratislava, pentru că telespectatorii noștri trebuie să știe că dumneavoastră sunteți ambasadorul Republicii Moldova la Viena, dar și în Slovacia, la Bratislava. Deci aveți multe, multe, multe pe cap, însă v-ați făcut timp și pentru noi și ne bucurăm. Domnul ambasador, sunteți un om foarte tânăr pentru a ajunge în asemenea post cu mare responsabilitate. Degrabă mă apropie de jumătate de veac, deci n-aș folosi cuvântul foarte, dar tânăr vreau să rămân mereu. Dacă ați vrea să ne familiarizăm puțin cu ceea ce s-a întâmplat sau cum a fost în copilăria dumneavoastră acolo, în Republica Moldova, în ce zonă a Republicii v-ați născut? Pentru că sunteți o televiziune dedicată tradiției neamului nostru românesc, trebuie să vă dați seama că eu am crescut în fosta Uniune Sovietică, în Moldova, din stânga Prutului, iar patria mea mică este în județul Căușeni, vorbind în termeni istorici, la vreo 10 km sud spre Odessa, de la localitatea Căușeni, o localitate de altfel foarte cunoscută în istoria noastră, inclusiv și prin vestigiile pe care le are și propria sa istorie. Era un loc dosit între dealuri unde de multe ori se opreau năvălitorii să poposească. Era cunoscut în vechime și pentru faptul că acolo staționau în trecerea lor sau după ce intrau pe pământurile moldovenești tătarii și turcii. Le plăcea acea vale a râului Botna, care curge pe acolo și care este una așa liniștită, protejată din toate părțile, cu dealuri înalte, unde puteau fi puse străjile. Și este cunoscut pentru faptul ăsta Căușeniu, dar și pentru că s-a păstrat acolo o mică biserică creștină. Într-adevăr mică, deoarece legenda spune că Biserica Dormirii Maicii Domnului, apropo, care poartă acest hram, se spune că turcul
când au cerut creștinii să-și facă o biserică, a urcat pe cal și a spus să nu fie această biserică mai înaltă decât sunt eu pe cal cu sulița în mână. Este un vestigiu pe care îi invit pe toți cei care vor avea ocazia să călătorească în acea parte a ținuturilor noastre istorice, să-l vadă, Biserica Adormirii Maicii Domnului de la Căușeni, unul dintre cele mai vechi monumente de asemenea fel din Republica Moldova, s-a păstrat destul de bine și a fost de curând reconstruită, restaurată, din câte eu cunosc, inclusiv cu intervenția, cu ajutorul Guvernului României, cu ceva fonduri și de acolo. Deci aceea este zona în care eu m-am născut. Dar în 1971, când se întâmpla acest lucru neînsemnat pentru omenire, dar când am venit eu pe lume, sigur că noi eram niște copii ai sistemului sovietic în foarte mare măsură și eu până astăzi sunt fascinat de modul în care toți oamenii din stânga Prutului, nu numai consătenii mei, sunt născut la țară, sunt crescut la țară, toți acei oameni au reușit prin decenii și secole de dominație străină să păstreze limba și cultura. Noi eram prea influențați de sistemul educațional din vremurile acelea și nu înțelegeam foarte multe. Dar această rădăcină, cum zic eu, da, care îți face legătura cu pământul și cu neamul tău, atunci când s-a întâmplat deșteptarea națională în Basarabia, devenind Republica Moldova independentă de astăzi, această rădăcină foarte repede ne-a ajutat să ne înțelegem identitatea și istoria așa cum este ea, ca să nu vorbesc în prea multe cuvinte. Da, iată de unde mă trag. Și eu ca interpret am avut multe spectacole în Republica Moldova și vreau să confirm celor care ne urmăresc, pentru că acest post de televiziune se urmărește în toată diaspora și toți românii vor vedea acest interviu minunat cu dumneavoastră și pot să confirm că, într-adevăr, oamenii de acolo sunt foarte calzi, foarte ospitalieri, parcă sunt uitați de neguri de vremuri, puri, curați, au fost extraordinare, au primit. Vă mulțumesc pentru acest moment. Trebuie să spunem și adevărul că sunt foarte afectați de această dominație străină, mai ales de dominația rusească din ultimele vreo 7 decenii. Pe perioada sovietică, una care a fost mult mai acerbă și mai axată pe faptul creierii unor identități artificiale, creierii aparenței astea de a faptului că nu am ține noi de poporul nostru și că am fi cineva, altcineva și așa mai departe. Deci câteva decenii, câteva generații care au trecut prin acest malaxor și au lăsat cuvântul și nu trebuie să fie de mirare pentru nimeni că această populație, această parte a neamului nostru care a trecut prin foarte multe încercări, deportări, sute de mii de oameni au fost duși în Siberia, cei care au rămas aici au fost deportați în alt sens, într-o identitate falsă. Își revine destul de greu această sincopă, aceste reminiscențe ale influenței sovietice. De asemenea există. Dar în același timp există și amprenta, pentru că probabil ăsta era refugiul, da? Sau, da? Nu știu, energia prin care un popor supraviețuiește în timp, indiferent de intemperii sau indiferent de... Lăsă vă toate acest des acasă. Această, ceea ce spuneți dumneavoastră, această căldură și elementele tradiționale care uneori par a fi mai vechi decât din alte regiuni ale României, unoară, păstrate mai de demult, pentru că într-adevăr așa este ce a intervenit. Ele de asemenea sunt autentice și foarte... Se simte că totul este natural, este autentic, de aceea te și cucerește moldoveanul, pentru că atunci când te primește și te primește în casa lui și te omenește, vezi că este din tot sufletul. Este extraordinar. Sper că ați avut o asemenea experiență. Dacă mergeți mai des acasă și dacă ați văzut oricare schimbări în percepția fraților de dincolo de Prut. Deci pentru ei, cum ne vedeau înainte și cum ne văd acum? E o deosebire? S-au obișnuit cu faptul sau, mă rog, au acceptat faptul că sunt frații noștri? Sau nu? Dacă dumneavoastră acum vorbiți ca și cum din dreapta Prutului, către unul din stânga Prutului, da?
Un diplomat nu poate merge prea des acasă, că asta este regula misiunii, trebuie să te afli aici tot timpul. Dar eu nu sunt venit de mulți ani, am de-abia unul la Viena, așa că da, sunt ambasador nou, încă se poate spune asta. Și cunosc foarte bine și chiar de aici comunic cu prietenii mei din Basarabia. Da, această percepție evoluează, evident. Și evoluează într-un sens normal, adică de revenire la normalitate. Primele vizite au fost permise încă pe timpul Uniunii Sovietice pentru rudele de gradul I. Și pentru noi era așa un fel de, cum zic eu, așa o descoperire, da, un fel de terra incognito, pentru că acea cortină de fer care era pusă pe Nistru, sârma ghimpată și cortina de fer, după evenimentele istorice prin care am trecut, după ce în 40 foarte multe familii s-au evacuat și după război de asemenea sau mai încă o dată, deci s-a mai întâmplat același fenomen. Unii au fugit pentru a se salva și a-și salva familiile și atunci au rămas multe rude, dincolo de faptul că, bine, au existat legături de rudenie în mod normal și înainte de asta. Și când și-au vizitat rudele, deci pentru oamenii din satul meu, Bunoară, care au fost în România, era ceva, cum zic eu, nou și erau timpurile ceaușiste atunci în România, de asemenea, deloc fericite. Dar reîntâlnirea asta cu apropiații, cu familiile, a produs o puternică impresie. De atunci și până acum, aceste legături dintre stânga și dreapta Prutului s-au intensificat în permanență. Și eu o să vă dau doar un singur exemplu. Anual, România oferă mii, bine, această cifră mai variază un pic, dar mii de burse pentru copiii din Basarabia care merg acolo să studieze la toate nivelurile, și liceal, și după aceea și se în universități. Se evidențiază în moduri diferite. Moldova, se evidențiază sunt un pic diferiți, sunt un pic diferiți, și ceea ce este firesc. Apropo, România e o țară vastă și eu am călătorit și am văzut că oamenii în România, în interiorul României, sunt destul de diferiți. Adică, cum se vorbește în fundul Moldovei și cum se vorbește în Banat sau în Ardeal sau în Oltenia, sunt diferențe destul de mari. Că în Basarabia se vorbește un pic altfel, că există un alt colorit, așa. Dar vreau să revin la întrebarea dumneavoastră, că eu cred că această percepție devine una normală, noi ne cunoaștem deja foarte bine, există o comunicare și o circulație liberă, mai ales de când am obținut regimul de liber de vize cu Uniunea Europeană și nu ne mai împiedică acea rușinoasă viză românească pe care trebuia să o obținem înainte. Acum putem să trecem prin România cu pașapoartele noastre biometrice fără să facem procedura de obținere a unei vize, cel puțin pentru o perioadă de tranzit care este de obicei suficientă să vizitezi pe cineva. Erau niște cozi fantastice pentru obținerea acelei vize. Bine, pentru vize, și acum sunt cozi la frontieră și din păcate asta ne doare, pentru că chiar din punctul de vedere al confortului pe care îl are călătorul. Nu vorbesc aici doar de relația dintre frați, care e și mai dureroasă, dar uneori la această frontieră vestică a Uniunii Europene, care are exigențe sporite, reieșind din criteriile de asigurare a securității la frontiera Uniunii Europene, de care răspunde România, noi înțelegem lucrul ăsta foarte bine, totuși ne face să așteptăm ore în șir uneori pentru a merge la Iași, ceea ce în mod firesc este o călătorie de 2 ore de la Chișinău. Da, uneori trebuie să mai stai încă 3 ore la coadă ca să treci Prutul, ceea ce nu este normal pentru noi ca popor și pentru noi ca stat, Republica Moldova, în raporturile noastre. De aceea noi sperăm foarte mult că vom avansa în procesul nostru de integrare europeană și măcar pe această cale vom reuși să scăpăm de această frontieră. Vom scăpa de această anomalie. De pe Prut. Da. Este anul centenar, 2018. Cum considerați dumneavoastră că se percepe acest centenar la Viena, unde vă desfășurați activitatea, la Bratislava și la Chișinău? Ca orice eveniment, ca orice aniversare, ca orice prilej, modul în care el se manifestă sau este perceput sau este exploatat de către oameni
este diferit. Da? Eu bunăoară am percepția mea personală. Pentru mine, centenarul este unul dintre evenimentele istorice marcante ale poporului meu. Ale poporului, da? nu doar ale poporului român. Și nu atât al poporului român. Frumos spus. Și nu doar al statului. Da? Și când spun nu doar al statului, am în vedere nu doar al României sau nu al Republicii Moldova, pentru că istoria a fost de asemenea natură încât astăzi avem Republica Moldova ca un stat independent aparte. Pe mine un pic mă, cum zic eu așa, nu că mă deranjează, că sincer vorbind nu mă prea interesează cei care nu înțeleg la fel fenomenele istorice, dar atunci când văd că unii vorbesc despre centenar doar din perspectiva României, uitând de cei care sunt în afara frontierilor României actuale, se întâmplă și asemenea. Cum să zic eu? De nu am și venit la dumneavoastră. Se întâmplă și asemenea. Deci dumneavoastră, din câte văd și mă bucur foarte mult, tratați altfel. Tratați la fel ca mine, cred că. Cum e normal. Acest lucru, să zicem așa, mă doare. Nu foarte tare, pentru că eu nu cred că asta este cel mai important. Cel mai important este cum înțelege omul, cum înțelege poporul român istoria proprie. Și să nu uităm că unirea din 1918 a început la Chișinău și după aceea și-a atins apogeul în Transilvania. Dacă nu greșesc eu foarte mult evenimentele istorice, nu-i prea corect să uităm de unde au pornit lucrurile, deși puteau fi și invers, deci nu oamenii decid uneori, destinul stabilește ordinea lucrurilor. Totuși, eu cred că este unul dintre evenimentele care are, în primul rând este firesc, da, ca un neam să stea împreună, să aibă o țară. În rândul al doilea este pozitiv, pentru că unirea, da, sau atunci când oamenii se unesc împreună, sau atunci când un neam reușește să-și facă o țară așa cum o merită, pe pământurile pe care el le are din străbuni și de la Dumnezeu, acest lucru este frumos și este unul care te înaripează, care îți dă mai multă energie, care dă acelui neam mai multă forță de dăinuire și pentru a se manifesta în toate sensurile, de la, nu știu, viața de zi cu zi, până la, eu știu, ceea ce înseamnă puterea unui stat, în general, prin economia, administrația, forța lui militară sau altele. Deci este ceva ce te inspiră, îți dă aripi, te face să crești. Domnule ambasador, și vreau totuși să amintesc despre faptul că nu toate evenimentele în istoria noastră au avut o asemenea conotație. Cu regret putem să amintim de 200 de ani de la ruperea unei părți a Moldovei, putem să amintim alte centenare de la evenimente triste, să nu uităm și de dânsele. Și cu atât mai important este să folosim energia unui eveniment comun al poporului nostru care ne unește. Mă scuzați că v-am întrebat, dar m-a impresionat patriotismul dumneavoastră. Deci chiar, de ce? Domnul ambasador, de ce trebuie să vă impresioneze? O poveste, un mare patriot și un mare român. Nu, nu sunt un mare eu sunt și de asta un v-am mic. Întrebat, din punctul nostru de vedere. Nu cred că trebuie să ne lăudăm prea tare cu patriotismul. Nu cred că trebuie să fie ceva care impresionează. Eu cred că trebuie să fie ceva absolut normal, firesc, foarte calm și foarte clar înțeles, pentru că este, cum zic eu, demersul nostru pentru neamul nostru. Cine mai, nu știu, are un demers pentru altcineva sau cine luptă pentru interesul altui neam, da, bunoară. Credeți asta că n-ar fi normal. O finalitate la ca aceste demersuri să se unească și să... Depinde la ce vă referiți. Dacă vă referiți la curentele actuale, bunoară, nu știu, în politică, din dreapta și din stânga Prutului, de unionism, eu s-ar putea să vă dezamăgesc, pentru că nu sunt mai sceptic, ca să zic așa. Istoria a dispus în modul în care a dispus. Nu vreau să fac acum procese de judecată pentru cine și cum a votat în Consiliul de Coroană, da, sau de ce a trebuit să fie într-un fel sau în alt fel. Realitatea este cea pe care o trăim.
Noi suntem în Republica Moldova, într-un stat independent, care însă are această aspirație de integrare europeană, la fel ca și România. Dacă vorbim despre idealul național, eu pot să vă împărtășesc idealul meu ca unul dintre, nu știu, români adevărați. Ca unul dintre oamenii acestui popor, da. Mă rog, acolo din stepa Bugeacului. Da, orice națiune vrea să trăiască unită împreună pe pământul strămoșesc. Dacă vorbim despre realitatea politică internațională, despre acordurile care stabilesc inviolabilitatea frontierelor, despre Helsinki, Paris și toate celelalte care, iată, astăzi, în zilele noastre, cu regret sunt sau, da, cauzează conflicte în alte state, în regiunea noastră, și au generat deja zeci de mii de victime în estul Ucrainei, bunoară, sau și așa mai departe, și dispute internaționale foarte greu de depășit, atunci această realitate nu ne este prielnică. Însă, eu cred în suveranitatea statului și a poporului. Și cred că obiectivul nostru trebuie să fie ca și România, și Republica Moldova să devină state cu o suveranitate cât mai puternică pe care o pot manifesta, astfel încât să își păstreze libertatea de a-și decide destinul ca neam. Nu știu dacă m-ați înțeles, da, am încercat să fiu și un pic diplomatic. A fost foarte apreciat și noi am urmărit, așa, ne-am interesat puțin, informat despre cariera dumneavoastră și știu că ați fost prim viceprim-ministru la... Viceprim-ministru, așa, da, problemele de integrare a Republicii Moldova, da. Da, eu m-am ocupat de Europa. Negocierea din partea Chișinăului a dosarului cu regiunea transnistriană, care pentru noi este un conflict, unde în continuare staționează trupe rusești, ilegal. Chiar acum câteva zile, apropo, diplomația Republicii Moldova și cu suportul diplomației românești, care a fost coautor și al altor state occidentale, a obținut un mare, istoric rezultat la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, prin promovarea unei rezoluții cu privire la retragerea trupelor străine necondiționată a trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova. În guvernul de la Chișinău, în câteva ediții, eu am fost negociatorul șef și viceprim-ministru responsabil de reintegrare. Da, mai avem încă și această rană chiar acolo pe trupul Republicii Moldova, pe care trebuie să o tămăduim. Domnul ambasador, am vorbit despre anul centenarului, despre toate acele probleme pe care dumneavoastră le-ați rezolvat sau v-ați implicat în perioada când erați răspunzător sau, mă rog, la această integrare. Vreau să vă întreb care a fost experiența dumneavoastră cu radio și cu televiziunea, pentru că ați fost, aproape ați rămas un jurnalist de anvergură. Nu, eu o să vă spun două lucruri foarte simple. Întâi de toate, da, eu sunt de formație, cum zic românii, jurnalist și specialist în domeniul comunicării. Am început cariera în acest domeniu, la Radio Moldova Internațional, un departament al postului național de radio de la Chișinău. Nu mai funcționează acum, dar era foarte important atunci când Republica Moldova devenise tânăr stat independent pentru... Asta în anii 90, nu anii, da, 92, exact anul când a avut loc și conflictul armat de pe Nistru, trebuia să povestim lumii despre ceea ce se întâmplă în această mică tânără țară, tânăr stat, mai bine zis. Radio România Internațional ne-a ajutat, apropo, foarte mult și trebuie să menționez acest lucru, oferindu-ne inclusiv spațiu în programele lor atâta timp cât noi încă nu eram gata să facem emisiuni, dar oferindu-ne și emițătoare atunci când separatiștii au ocupat sistemul de emițătoare de la Maiac, din stânga Nistrului, și nu mai puteam utiliza, este o stație acolo foarte puternică de pe timpul sovietic, dar pe care noi nu o controlăm cu regret. Și da, acesta a fost începutul carierei mele și o bună parte. Așa s-a întâmplat că m-a dus către politică și la un moment dat am devenit politician, poate fără să am asemenea obiectiv sau fără să am asemenea scop. Și iată, din politică și din administrația de stat de nivel central, din guvern, am ajuns acum să îndeplinesc o funcție de reprezentare a Republicii Moldova aici la Viena.
Dar eu am să vă spun un lucru. Eu consider că atâta timp cât un jurnalist, sau din momentul în care un jurnalist devine politician, el nu mai poate să se considere jurnalist, pentru că între cele două entități sociale este un antagonism foarte clar. Și eram șef de echipă, îi învățam pe colegii mei să nu creadă politicienii, sau cum zic eu, da, deci să nu creadă asta așa, ca un reflex profesional. Se pun întotdeauna la îndoială, să verifice faptele, să verifice informațiile, pentru că politicienii comunică în interes politic. Iar devenind mai apoi politician, am zis că nu poți fi politician, nu te mai poți considera jurnalist, deși unii dintre colegi cu aceeași meserie inițială au continuat să fie membri ai Uniunii Jurnaliștilor și așa mai departe. Nu, eu nu cred. Politica și presa sunt două tabere care se urmăresc foarte atent una pe alta, dar nu ar trebui să se contopească și nu ar fi corect. Ținând cont de preocupările dumneavoastră, de fapt eu aș fi vrut să vă rog să-mi spuneți dacă activitatea pe care ați dus-o la un post public de radio, apoi la un post privat de radio și la un post de televiziune, au marcat cariera dumneavoastră profesională sau măcar v-au ajutat în această meserie. Eu am fost reporter și de teren, o perioadă, inclusiv, sigur că da, de acolo am pornit, de unde pornesc toți tinerii jurnaliști. La 21 dar de ani? O perioadă relativ scurtă, da, o perioadă relativ scurtă, după care am fost implicat în procese de administrare, de management, și am devenit mai degrabă manager de întreprinderi media, inclusiv am creat câteva, unul dintre primele posturi private din Republica Moldova, era o experiență absolut nouă și o experiență capitalistă, ca să zic așa, da? Deci da, da. În condițiile economiei de piață în care trebuia să luptăm pentru publicitate, pentru supraviețuire, și a fost, sigur, aveți dreptate, ceva care m-a marcat, mai ales prin această prismă a capacității de a administra o întreprindere de presă, care este și business, dar este, are și deontologie, are și, mă rog, instrumentele cu care lucrează jurnaliștii și care trebuie să fie întotdeauna păzite cu sfințenie și aplicate corespunzător. După aceea am creat postul public de televiziune al primăriei municipiului Chișinău, pe care l-am numit EuroTV Chișinău. Cu regret ulterior, guvernarea comunistă a țării a privatizat sau, cum zic eu, a pus mâna pe aceste, pe aceste posturi mai multe, pe un concern de presă publică atunci creat la Chișinău, din păcate. Dar iarăși a fost o experiență profesională pentru mine foarte importantă, pentru formarea mea ca om care s-a implicat în administrarea unor procese. Asta este foarte important. Când am văzut că nu reușim să menținem, nu știu, suflul acestor întreprinderi de presă, fie private, fie publice, pentru mine conceptul de serviciu public de radio și televiziune este unul sfânt, deci nu-i nici comercial și nici de stat, adică nu subordonat politicului, da, dar subordonat publicului, ceea ce este foarte important. Atunci am început să lucrăm mai mult în sectorul asociativ, am făcut niște asociații ale jurnaliștilor din Republica Moldova și am propus proiecte de legi cu suportul Consiliului Europei, am elaborat noi, am făcut lobby, am găsit politicieni care ne-au ajutat să le transforme în inițiative legislative în Parlament. Deci, da, și sigur că am pierdut pentru că ceilalți erau la putere mai mulți, da, au votat împotriva proiectelor noastre, dar iarăși această experiență a fost de asemenea importantă, deja una, practic, un început de experiență legislativă. Și iată așa, încet, încet am alunecat în politică. Deci când am văzut că ăștia votează împotrivă, m-am dus să votez eu. Am devenit parlamentar. Am devenit membru al Parlamentului, după aceea membru al Guvernului. Vreau să vă spun că nici din aceste poziții politice nu este atât de simplu să promovezi ceea ce crezi tu sau ceea ce vrei tu, pentru că, în ultimă instanță, ai nevoie de putere. Hai să zicem da, așa. Da, aveți vocație de conducător. Ai nevoie de putere, deci ai nevoie de majoritate, ai nevoie de suportul oamenilor, al cetățenilor, și dacă cineva se așteaptă că vreun politician de bună credință și oricât de bine pregătit ar fi el,
va reuși să rezolve problemele atâta timp cât nu-l susține societatea, o majoritate într-o societate democratică, lucrul ăsta este destul de dificil. Dar cel puțin, așa cum am auzit odată pe cineva, o femeie, o doamnă de la București, spunându-mi, când o întrebam, de ce votezi pentru Varojan Vozganean dacă știi că nu va lua mai mult de 3%? Da? Era cu 20 de ani în urmă, da? Și ea zice... Nici nu contează politicianul respectiv, deci contează răspunsul acestei doamne, că zice, eu vreau ca România să știe că sunt 3% care cred așa. Și, de asemenea, în societate, în viața publică și în politică, lucrul ăsta este important. Chiar dacă ești în minoritate, lumea să știe că există o minoritate care înțelege lucrurile într-un anumit fel, hai să nu zicem că e corect sau incorect. Deci asta a fost, cum zic eu, trecerea mea de la presă, la da, politică spus, și mai târziu la diplomație. Cred eu că și politicul vale. Sunteți un om cu personalitate complexă și aveți vocația de manager, de conducător. Deci pe unde ați fost, ați deja ați imprimat personalitatea dumneavoastră. Eu tratez cu îndoială aprecierea dumneavoastră, pentru care vă mulțumesc, dar să o împărțim la patru și o accept. La patru. V-ați născut cu acest talent, că nu oricine are un talent și nu are acea carismă de conducător, cum aveți dumneavoastră. Să vedem cum va fi voia Domnului. Spuneți-mi, aici la Viena, cum v-ați adaptat, cum vă simțiți? Viena, pentru diplomații Republicii Moldova, este un oraș dificil. Și o să vă spun de ce. Acest mare centru diplomatic găzduiește o serie întreagă de organizații internaționale. Aici este oficiul ONU de la Viena și agențiile Organizației Națiunilor Unite. În cadrul acestui oficiu sunt alte organizații internaționale. Este Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, în care se discută bunoară și conflictul nostru transnistrian sau retragerea trupelor rusești care se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Deci teme foarte importante pentru noi, sunt vitale și, fără îndoială, relația cu Austria, cea mai lungă istorie statală în Balcani, să zicem așa, da? Fost imperiu cu mare tradiție politică. De asemenea, această relație bilaterală este importantă, ca și relația bilaterală cu Slovacia, cea de-a doua țară de acreditare, un stat nou rezultat în urma unui divorț civilizat de Cehia, care are un parcurs, are și dimensiuni și profil economic destul de asemănător cu cel al Republicii Moldova. Și de aceea noi suntem foarte atenți la cum au evoluat acolo lucrurile ca să încercăm să învățăm câte ceva și să punem în practică. Iată, am enumerat așa în fugă sau din mers domeniile de care trebuie să ne ocupăm aici. Țările mari la Viena au 3 ambasade. Mă refer la țări ca Statele Unite ale Americii, Rusia, Germania, Franța, România are la Viena 2 ambasade. Republica Moldova, ca un stat mai mic, cu puține resurse, are o singură ambasadă care trebuie să se ocupe de toate astea, ceea ce nu este ușor. Însă, în același timp, este o oportunitate, aici găsește o oportunitate extraordinară de a te implica în atât de multe domenii diferite, da? În calitate de ambasador sau de reprezentant permanent. Este o școală diplomatică practică extraordinară, care eu nu știu dacă mai poate fi replicată sau poate fi găsită în altă capitală a lumii. Mai sunt câteva centre diplomatice importante, New York-ul, Bruxelles-ul, Parisul, Geneva, Moscova, în ultimul rând. Dar totuși Viena este un centru deosebit diplomatic. Sigur că și activitatea culturală, lucrul cu diaspora, cu comunitatea celor din Republica Moldova care s-au stabilit aici, dar și cu diaspora românească în toată integritatea ei, pentru că aici avem așa două dimensiuni diferite. Din Republica Moldova, în Austria, au venit oameni de, mă rog, așa cum e structura etnică acolo, diferite naționalități. Nu doar români, și ucraineni, și ruși, și găgăuzi, bulgari sau alții, și în mod firesc noi trebuie să avem grijă de toți. Dar dacă vorbim despre poeții noștri, despre compozitorii noștri care ne-au dus faima în lume, fie ei din dreapta sau din stânga Prutului, atunci vorbim despre valori culturale ale românismului
de cândva sau actual, care reunesc comunitatea pe baza tradițiilor noastre naționale, să zicem așa. Deci, iarăși, sunt foarte multe dimensiuni. Sunt nuanțe. Da. Și atunci când ești ambasador și ai cumva în grija ta toate astea, este destul de interesant. Se organizează evenimente. Unele dintre ele au fost chiar recent, dedicate centenarului. Să le povestesc puțin despre Eminescu, da, ce s-a întâmplat. A fost parcă maestru Dogan aici? În fiecare, Eugen Doga a venit. A fost o formulă extraordinară anul acesta. Datorată și centenarului, pentru că s-a investit mai mult în asemenea evenimente în acest an. Institutul Cultural Român, care este un institut al României și are cartierul general la București, a finanțat venirea și organizarea unui concert festiv la Viena cu artiști din Republica Moldova, cu marele compozitor Eugen Doga, orchestra simfonică Teleradio Moldova, apropo, din instituția în care eu mi-am început cariera, așa ca printre altele. A fost și o soprană de la Iași, Ana Maria Donose, așa ca să nu o uităm și să nu zicem că erau toți din stânga Prutului, dar în general această simbioză cred că a fost simbolică. Organizatorii de la București cu participanții de la Chișinău. Și în cadrul evenimentului am fost cu toții împreună. Eu cred că nimic mai frumos nu poate exista pentru a arăta, pentru a marca, pentru a-l sărbători, a-l comemora pe Eminescu, de fapt, la 15 iunie, și pentru a marca centenarul. Aveți atâtea preocupări, aveți atâta treabă și la Bratislava, și la Viena. Familia vă sprijină? Sunteți cu toți aici? Câți copii aveți? Suntem cu toți, avem trei fete, soția mea Dorina. Să vă trăiesc. Fetele Cristina, Anda, Irina și Vlada, cea mai mică. Prima e la universitate, ea e integrată mai bine, ea a venit la Viena înaintea noastră, fiind acceptată la BOCU, Boden Kultur Universitet, aici o universitate renumită în Viena, vorbește fluent germană, deci ea stai cel mai bine la Viena. Da, important. Cea mică, cea mijlocie, are 14 ani și acum trece la următoarea treaptă gimnazială. N-a fost deloc simplu, fără germană, în acest an de când am venit noi. Și cea mai mică a fost în ultimul an la grădiniță și urmează să meargă în clasa întâi, cum se zice la noi, de la toamnă. Deci tot anul ăsta au făcut germană intensiv. Sunt un pic stresate, dar eu mă mândresc cu fetele mele pentru că s-au descurcat mai bine decât mine, din punctul de vedere al adaptării. Și soția în ce domeniu lucrează? Noi suntem ambii jurnaliști. Norocul soției mele este că afacerea pe care o are la Chișinău este una online. Eu nu știu dacă se face publicitate în programul dumneavoastră, dar este de asemenea o afacere de presă. Ea a apărut ca o revistă de calitate, știți, deci revistele astea lucioase, dar dedicată familiilor, de altfel, când m-ați întrebat despre familie, deci asta este preocuparea ei, și acasă și la lucru. Se numește Odorașul, Odoraș se numea revista, odoraș.md acum este revista doar online, pentru că evoluția în domeniul media face ca tipăriturile să se vândă tot mai greu, și media trece pe online, așa s-a întâmplat și în cazul nostru, iar asta îi permite Dorinei să lucreze la distanță sau să-și conducă afacerea la distanță, pentru că ea mă însoțește în misiune și dacă ar fi avut altă activitate sau alt tip de business, ar fi fost mult mai complicat. Dar așa, online-ul, știți cum, el nu are granițe. Deci, este bine. Pe mine m-a învățat cândva în tinerețe, așa la pornirea mea în viață, dirigintele de la școală, un om extraordinar care mi-a fost și profesor de limbă și literatură, pe atunci se zicea moldovenească, dar de fapt de limbă și literatură română, de la el am aflat de Eminescu și îl pomenesc și astăzi. Și el îmi spunea așa, zice că îmi dădea mai multe povețe, să-ți ai o soție care să înțeleagă cu ce te ocupi. Că dacă tu vei fi inginer, și ea va fi, nu știu, acolo
Balerină. Balerină. Da. Nu o să aveți despre ce discuta în casă. Adică. Și asta o să fie o problemă, mai ales când, cum zic eu, dragostea trece la următoarea etapă. Adică evoluează, știți cum e. Ei, noi suntem din același domeniu și adevărul e că tot discutăm, sau una sau alta, fiind de aceeași meserie. De aceeași meserie de bază. Da, contează foarte mult. Contează mult. Da. Asigura un climat propice de lucru. Domnul ambasador, fiți drăguți și spuneți-ne și nouă dacă acolo unde v-ați născut dumneavoastră, tradițiile noastre românești au fost tot timpul acceptate de cei care erau acolo de mulți ani, ca să nu spunem ruși care au fost peste teritoriul respectiv. Adică au fost restricții, au fost opreli și eu spuneam la începutul interviului nostru că acest lucru este ceva fenomenal. Cum reușește tradiția să supraviețuiască chiar atunci când este oprimată? Sigur, cea mai oprimată a fost credința creștină, biserica și datorită ideologiei comuniste. În satul nostru nu era biserica activă când eram eu mic. Ne duceau peste deal la Cărnățeni sau peste drum la Iermoclia, două sate vecine care aveau biserici funcționale, să ne boteze pe ascuns. Sau dacă era sărbătoarea Paștilor, se făceau patrule ca să ne prindă pe noi copiii sau și pe cei maturi, de nu cumva ne ducem la slujba de Paște. Și era în asta, nu știu cât minte aveau în cap cei care organizau asemenea patrule, pentru că pentru noi devenise o provocare. Deci care și cum reușește să ocolească mai debaci patrula, să ajungă, după aceea te scoteau în fața școlii, după vacanța de Paști, când reveneai, te scoteau în fața școlii și să te pedepsească, dar tu te simțeai erou. Deci, cumva, efectul de multe ori era și invers, adică mai mult te întărea în ceea ce... Eu mi-amintesc disputele mele cu bunei, Dumnezeu să ierte, pentru că eu eram educat ateist și o bună parte a copilăriei mele foarte, foarte mult apăram ceea ce mă învățau ăștia la școală. Deci a fost un miracol modul în care s-a revenit și aveți absolută dreptate, foarte repede oamenii își înțeleg identitatea. Dar dacă vorbim despre celelalte tradiții, despre cântec, despre dans, sportul popular, ele s-au păstrat, nefiind în conflict ideologic, să zicem așa, ele s-au păstrat mult mai bine. Și eu am văzut recent o înregistrare cu bărbații din satul meu, care nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți sau nu în toate regiunile există o asemenea tradiție, de exemplu, colindul cu ceată de bărbați. În fine, da, deci eu nu prea am văzut asta. Doar bărbați, nu tineri, da. Nu copii, nu tineri, dar bărbați viguroși, adevărați, așa adunați și trebuie să-i asculți, știți cum, vreo 15-20 de asemenea oameni care merg și colindă și niște texte, zicem așa, care sunt potrivite pentru bărbații adulți. Este absolut impresionant și eu mă gândeam, aceste lucruri s-au păstrat. Oamenii au continuat și pe perioada aceea foarte important rol l-au jucat claca. Această tradiție de a se aduna împreună pentru a se ajuta unul pe altul. Și atunci când se adunau, bine, verile să-și construiască locuințele, da? Când la noi se făceau casele din chirpici, așa se zicea acolo, sau de chirpici de lut, care trebuia călcat, amestecat cu paia, era o muncă foarte grea. Fără ajutorul satului nu se întâmpla lucrul ăsta. Și oamenii ăștia munceau și cântau. Munceau și povesteau. Și după aceea, de bucurie, marcau evenimentul și dansau. Și iată sârba ca la sud, bunoară, da, să zicem, care e diferită de sârba de la centrul Moldovei sau de la nord. Și acest colind și altele, ele au fost, evident, cum s-a întâmplat de secole, transmise de la generație la generație și acest mecanism a funcționat. Și atunci când am văzut eu, bunoară, colindul bărbaților de la mine din sat, eu nu știu, mie îmi dau lacrimi. Pentru că
Sigur, tradiția s-a păstrat chiar pe timpurile astea deloc fericite în România, dar în condiții în care România era România. Faptul că ea s-a păstrat și în Republica Moldova, și nu numai în Republica Moldova, s-a păstrat și în Bucovina de Nord, s-a păstrat și în alte ținuturi din Serbia sau din Macedonia sau din Bulgaria, care sunt populate de români sau aromâni sau vlahi sau fiecare își spune cum își spune, cum a prins el de la părinți și așa mai departe, dar faptul că ea a supraviețuit este un miracol și este ceva care, sigur, noi astăzi, pentru că avem această posibilitate, trebuie să păstrăm în continuare și avem datoria să transmitem. Oricum, e de remarcat faptul că, deși au primat și chinuiți atâtea zeci de ani, populația românească de acolo, din Republica Moldova, întotdeauna s-a evidențiat, și mai ales în ultimii ani, printr-o calitate artistică excepțională. Deci dansați extraordinar, cântați extraordinar. Cu tot sufletul se vede acea dragoste de cântec, de tradiție. Poate pentru că asta era, cum să vă spun, iarăși încă o dată, energia salvării. Da? Era ceva care te menținea, era ceva care îți permitea să te simți tu însuți, da? Să supraviețuiești, imediat, da? Să supraviețuiești în condițiile astea despre care vă povesteam, în care tot timpul spuneau pedici sau se imprima o altă ideologie, încercau să-ți facă tabula rasa, să-ți șteargă totul din minte și din memoria ta de neam și așa mai departe. Și poate că lucrul ăsta, eu nu știu, nu vreau acum să intru în asemenea speculații, dar percepția mea este că Eminescu în stânga Prutului este un ideal. Eminescu în dreapta Prutului este de asemenea un ideal, dar contestat de mulți. Unii îl consideră spion austriac, alții pun la îndoială valoarea poeziei lui sau rolul în istoria literaturii române. Sau... Nu veți întâlni asemenea fenomen în stânga Prutului. De ce? Din mai multe motive, probabil, dar unul dintre ele e că pentru noi Eminescu a fost întotdeauna simbolul și atât. A ceea ce suntem, a ceea ce vrem să fim. Noi n-am, cum zic eu, nici n-am îndrăznit să-l punem la îndoială. Pentru că noi aveam nevoie de repere în lipsa lor. Eu cred că asta este una dintre explicații, deși evident că se vor aduna academicienii și o să găsească mult mai multe. Domnule ambasador, acest post de televiziune este urmărit de toată diaspora și aș vrea ca în încheierea acestui interviu să adresați, dacă doriți, bineînțeles, câteva cuvinte pentru românii din toată diaspora, nu numai de dumneavoastră. Nu cred eu că sunt omul care, cum zic eu așa, mă aflu, nu știu, pe ce înălțime ale autorității sau la o tribună de la care să lansez mesaje cu asemenea rezonanță, zicem așa, dar ca unul dintre noi vreau să vă spun că trebuie să ne ținem de neamul nostru, de tradiția noastră, să știm cine suntem, să fim suficient de deștepți ca să înțelegem realitățile în care trăim, și în care va trebui în continuare să ne apărăm interesele, valorile și să, încă o dată spun, să fim împreună în suflet și în gândire. Chiar dacă locuim în țări diferite, unii nu sunt, cum zic, sunt și dincolo de frontierele celor două state, România și Republica Moldova, sunt mulți alți români, sunt după Nistru, sunt până la Bug, unele sate, sunt sate care au rămas în Kazahstan după deportări, sunt tot români. Sunt cu regret și cei care încă nu conștientizează foarte bine apartenența la neam, care își zic altfel, care au crezut ideologia asta artificială, care a încercat să-i rupă de neamul lor și ei, din păcate, trebuie să fie înțeleși ca victime ale unui proces de denaționalizare sau de asimilare, dar ei sunt tot români. Și eu cel mai mult îmi doresc ca acest sentiment de identitate să fie să renască și să fie păstrat, să ne definească pe noi toți împreună. Domnule ambasador, ați dat o lecție de patriotism, o lecție de demnitate națională. Mulțumim frumos că ne-ați primit aici la dumneavoastră. Eu vă mulțumesc. Numai bine. Sănătate. Și dumneavoastră, dragii noștri români, fiți atenți la tot ceea ce ne-a spus domnul ambasador și să dea Dumnezeu că în acest an centenar să fim mai buni, să fim mai uniți, să fim români.